Continuăm și acum vreau să ofer cuvântul scriitorului Constantin Horbovanu de la Suceava. Domnul Horbovanu, toți legați. Priponiți. Stimată doamnă consul general, preaputernici părinți, dragi copii, dragi prieteni, frați, veșnica lor pomenire înseamnă cei ce le-a îndemnat, cei ce ne-au îndemnat pe vremuri străbunii noștri să fim, și ceea ce vrem noi să fim și ceea ce trebuie să continue acești copii din spate peste 60-100 de ani, despre ei să se vorbească la fel de frumos cum vorbim noi astăzi despre cei care sunt pe plăcere comemorative. De la Vatra Dornei, Paraschiva și Ioana Butnăriței, de la Câmpul Lung, Luminița Țăran și Valerian Petrule, de la Suceava Sorin, de la Clit, George Sauciuc, au venit astăzi să fim alături de dumneavoastră, pentru că ei sunt nu numai fii ai satului, ci sunt fii ai neamului românesc și pentru noi au fost mari oameni care ne-au adunat în timp ce trăiau. Vasile Tărățeanu, trebuie să amintesc că a înființat acel cenaclu transfrontalier împreună cu Gina Puică de la Universitatea din Suceava, iar cei care au venit astăzi de dincolo de Siret, din partea de jos, să zicem, a Bucovinei, au venit pentru că am fost și suntem mereu alături de Vasile Tărățeanu. Trebuie să fim la fel de recunoscători cât vom trăi și vremea din sufletul nostru să fie la fel de frumoasă tot timpul, chiar dacă vor veni și ieri, și primăveri, și ploi. Vă mulțumesc pentru atenție și sănătoși să fim și să-i pomenim, veșnica lor pomenire. Vă mulțumesc! Domnule Horbovanu, acum vreau să invit la microfon pe scriitorul Vasile Carlașciuc de la Cernăuți. Poftim, domnule Carlașciuc, ziarist la postul de radio Ucraina Internațional și membru al societăților noastre. Onorată asistență, am avut fericirea să invit în studioul postului de Radio Ucraina Internațional pe toți acești trei fii ai satului Sinăuți într-o emisiune literară și suntem colegi. I-am cunoscut încă din anii studenției. Ilie Luceac venea la noi la cămin cu acordeonul. El era coleg de grupă cu Arcadie Suceveanu, iar eu cu Arcadie Suceveanu trăiam în aceeași odaie la cămin. Lui Vasile Tărățeanu i-am scris încă din anii studenției primele schițe pentru Zorile Bucovine și de atunci ne-am cunoscut și am pornit pe urmele lui. El a trecut din secția de cultură la secția agricolă la Zorile Bucovine, eu am venit în secția de cultură. De la secția de agricolă, Vasile Tărățeanu a trecut la Radio Ucraina Internațional, iar eu am trecut la secția agricolă. Și de la secția agricolă, cu 28 de ani în urmă, am trecut la Radio Ucraina Internațional. Am scris o poezie astăzi și se numește ea
toamna poieților. Și vreau să vă spun de ce. Ilie Tudor Zegrea, fiind elev al acestei școli, a publicat în ziarul Tânărul Leninist din Chișinău prima sa poezie consacrată toamnei. Și noi chiar am avut o emisiune la radio cu subiectul toamnei. Toamna poieților, cu ocazia inaugurării la Senauța plecii comemorative într-o înveșnicie numelui scriitorilor Vasile Tărățeanu, Ilie Tudor Zegrea și Ilie Luceac, originar din acest sat. Ei toți au fost elevii destinsului poet și pedagog Vasile Levitski. În toamna lor, cu cețuri pe siret, cu zarea fagelor argintie, vântul e în căutare de libret pentru a frunzei triste simfonie. O ține voia cerului pe ram ca un semn, ca o tainică solie, e altar de închinare pentru neam și dor revărsat în poezie. Aici, la școala satului, la hotar, dascălul poet văzus clipirea cuvântului ce întindea cu har peste a săi discipul stăpânirea. În toamna lor, cu cețuri pe siret, din cercuri veșnice, pe departe, se întorc poeții cu un verset în fire proaspete de carte. Fie veșnică! Noi, iertați, acum noi propunem o pauză muzicală cu o interpretă. Da. Deci, o iau pe de partea cealaltă. Toți care vor dori să vină la acest microfon vor avea această posibilitate. Acum însă o invit pe Carolina Jitaru, care ne va interpreta un cântec cunoscut în principiu, sunt eu convins, în Sinăuț, dar din CD. Dar să o ascultăm pe Carolina Live. Aha, eu credeam că pe viu, dacă e live să fie. Nu cred că e live în casă. Da. Noi nu cântăm cu Vasile. Vreau să vă spun că sunt pentru prima oară aici și la un moment dat când am intrat printr-o pădurice ne-am pus întrebarea dacă ajungem unde trebuie. Într-adevăr ați prezentat foarte frumos satul vostru, este la o margine de țară, la o margine de lume, dar atâta frumusețe și căldură și românism este aici, încât sunteți un centru al culturii românești. Eu mă gândeam de ce sunt astăzi aici. Vreau să-i mulțumesc președintelui Societății Scriitorilor Români, domnului Nicolae Șapcă, pentru invitație. Pe alocuri, trebuie să spun că îi mulțumesc și pentru faptul că n-ai insistat prea tare, dar a zis, vrei vii, vrei nu vii. Asta e democrația. Asta este. Dar a vrut Dumnezeu să vin aici pentru că toți cei trei pe care i-am în spate și care ne privesc cu ochi de mure, vorba poetului Grigore Bostan, nu îi cunosc eu din auzite. L-am cunoscut pe fiecare în parte. Ilie Tudor Zegrea ne întâlneam în coridoarele de la radio, eu la Radio Ucraina Internațional, el la Radio Cernăuți. Poetul care a luptat pentru curățenia limbii române întotdeauna. Pe alocuri a fost categoric, uneori a fost prea dur, dar curățenia limbii române pentru el însemna ceva. Ilie Luceac mi-a fost ca și un părinte. Pentru că Ilie Luceac a fost primul redactor care m-a învățat tainele redactării. După facultate am venit la editura Alexandru cel Bun, condusă de regretata soție Alexandrina Cernov, și Ilie Luceac era cel care revenea la fiecare cuvânt de 7-10 ori. Uneori trebuie să recunosc că m-a enervat la culme, dar m-a învățat și el cum e să redactezi un text
și să pregătești un text perfect, din toate punctele de vedere. Vasile Tărățeanu tot mi-a fost ca un părinte. Vasile Tărățeanu a fost dintre liderii comunității românești primul care mi-a organizat o seară de creație la 10 ani de activitate artistică în Palatul Tineretului, aducând din toate școlile românești din regiune profesori și elevi, sala arhiplină peste 500 de oameni. Nici n-am meritat eu un asemenea concert, precum mi-a organizat mie atunci Vasile Tărățeanu, eu fiind încă o puștoaică foarte tânără. Plecăciunea atunci în fața acestor oameni, a spus și Constantin Horbovanu, să trăim, să-i pomenim, să fim sănătoși. Pe acest CD care a apărut grație Societății Doamnele Române condusă de Maria Toacă și grație Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, am poezia cântată din nordul Bucovinei. Și aici este inclus Vasile Tărățeanu, Ilie Tudor Zegrea, consătenii dumneavoastră. Vreau să ofer acest CD pentru școală, n-am fost niciodată la voi și cred că nu-l aveți, dacă este doamna director, dar este aici. Veți asculta cum răsună poeziile consătenilor dumneavoastră puse pe note de artiști. Și având în vedere că Ramura de Brad este un colind pe versuri de Ilie Tudor Zegrea și pe CD este interpretat în trio Doamnele Române alături de Elena Nandriș și Iulia Toderean, și încă nu am ajuns noi la colinde, încă mai se lucrează câmpul, îl veți asculta voi aici, iar eu voi interpreta o melodie scrisă de mine pe versuri de Vasile Tărățeanu. Și este actual pentru că, avându-l în spate și pe Andrei Șova și pe acești fii ai satului plecați în eternitate, o scrisoare dintre stele a fiului către tatăl său rămas pe pământ este cea mai dramatică și cea mai tragică scrisoare pe care o poate adresa copilul plecat înainte de părintele său. Ne pierdem părinții, ne pierdem bunicii. E o durere, dar când îți pierzi copilul, nu există mai mare tragedie. Nici milă, nici scuză. Versuri, Vasile Tărățeanu, dedicată fiului Marcel, plecat prea tânăr dintre noi, și pusă pe note cândva de mine. Ochi de flăcău, nopta de cincare, au ars lumânări ca pe sfinte altare. Privirea lor trece prin vaduri de ceață, când vine spre mine, acum mă îngheață. Duioșii se uită și parcă mă acuză, nu-mi trebuie, Doamne, nici milă, nici scuză, că am fost cum am fost, bun și rău totodată. Doi ochi de flăcău mă-ntreabă, ei, tată. Ea spune acum, cine are dreptate? Tu dinspre viață sau eu dinspre moarte? Că ai fost cum ai fost, bun și rău, totodată. Doi ochi de flăcău repetă, oftată. O ții de îndoieli cu fruntea întină, nu știu ce să-i spun, nici cine-i de vină. Că lumea cum este, când bună, când rea, și noi, din păcate, suntem ca și ea. Lumea, doi ochi de flăcău, noptatici în care au ars lumânări ca pe sfinte altare, am fost cum am fost, bun și rău totodată. Doi ochi mi-au rămas și ecoul, of, tată. Această emoționantă melodie, dar o și fericită.
nu și feresc. Acum vreau să întreb de la prietenii din România cine dorește să ne mai spună câteva cuvinte din delegația din România. Deci, o invit aici pe scriitoarea Paraschiva Apnăriței de la Vatra Dornei. Excelența voastră, doamna consul, distinși participanți, o să vă rețin doar un singur moment, nu am nici vocea necesară. Noi suntem foarte onorați și foarte bucuroși că am fost invitați la acest moment deosebit de prețuirea celor care au luptat pentru valorile românești, pentru identitatea românească, pentru frumusețea și puritatea limbii române. Și am ținut să pun mâna pe microfon pentru că, în calitatea de secretar al Societății Scriitorilor Bucovineni, știți despre ce societate veche și importantă este vorba, am misiunea să transmit din partea domnului președinte, scriitorul Alexandru Ovidiu Fintilă, prețuirea domniei sale pentru faptul că ați gândit acest moment care să păstreze vie în amintirea noastră a tuturor românilor valoarea acestor personalități care s-au ridicat din satul Sinăuț, personalități pe care și noi le-am cunoscut și care știm că au lăsat un testament pentru cei care sunt și cei care vor veni. Nu numai să le cunoască opera, dar să le ducă mai departe celul pentru care i-am luptat în întreaga viață. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, doamna Aurica Bojescu, secretar responsabil la Uniunea Interregională Comunitatea Românească din Ucraina. Poftim, doamna Bojescu! Mulțumesc, domnul Șancă. Aș fi fost necorectă ca să nu vă spun câteva vorbe astăzi, precucernici părinți, stimată doamna consul general, dragi copii, onorați învățători, cadre didactice, rude ale celor pe care astăzi îi pomenim, trist și totodată mare onoare pentru satul dumneavoastră și pentru că astăzi suntem prezenți la o zi atât de importantă. De multe ori am participat la manifestări și le-am și organizat împreună cu domnul Tărățeanu, împreună cu domnul Zegrea, având-l alături și pe domnul Luceac și pe doamna Cernov și alții dintre dumneavoastră care am rămas în asociațiile național-culturale, în cele de monitorizare și în celelalte organizații care le avem în regiunea noastră și nu numai, am făcut drumuri la Odessa, drumuri în Crimeea, drumuri în Transcarpatia la frații noștri împreună cu ei, pentru ca să unim forțele și să ne sfătuim atunci când este greu, nu pentru noi personal, ci pentru viitorul comunității românești în Ucraina. Demersurile noastre făcute în comun, sub care ne-am pus semnătura, rămân în istoria noastră, pentru că ele au fost gândite pe baza Constituției Ucrainei și pe baza obligațiunilor internaționale ale Ucrainei în domeniul minorităților naționale. Aș spune doar că au avut dânsii o bucurie și un noroc, că le-a fost profesor Vasile Levitski. Vasile Levitski este din Carapciu, este vecinul meu și când eram elevă, determinam școala din satul nostru natal, Carapciu, Vasile Levitski se retragea în fiecare vineri
sâmbătă, pentru 2-3 zile la casa lui părintească și sta cu tata pe părâu, de discutau câte jumătate de zi și bunicul își făcea griji, măi, dar nu-i de cosit, nu-i de făcut, una alta, și ei tot vorbeau. Iar când eram cu vaca pe lângă ei, mă chemau să ascult și vorbeau despre una, despre asta, despre alta, ce trebuie de făcut. Și să știți, copii, că mare noroc au avut sinaucenii că Vasile Levitsky a fost aici. El a îndemnat lumea în jur, peste tot, în toate satele. Cum au învățat și discipolii lui? Ce credeți, că poeziile lui Vasile Tărățeanu sau a lui Zegra sunt citite doar aici? Bravo, copiii, cu atâta suflet le-au recitat astăzi. Dar în toate satele noastre românești se cântă pe versurile lor și le recită de fiecare dată. Asta înseamnă dragostea de neam, asta înseamnă dragostea de limbă maternă, dragostea de țară, dragostea de țara în care noi trăim, a cărei cetățeni suntem. Să fim la datorie peste tot, dar să nu ne fie rușine niciodată cine suntem, că suntem români din Ucraina și nu ne putem schimba acest statut, pentru că așa ne-a dat Dumnezeu, să rămânem o particică a neamului românesc în afara României. Și să nu ne fie rușine cu atât mai mult de limba noastră maternă, de limba română. Fiind reprezentante a românilor din Ucraina la serviciu de etnopolitică, că așa se numește acum, de la Kiev, aș putea să vă zic că până la data de 14 noiembrie se discută raportul Ucrainei către Oficiul Convenției Cadru la Consiliul Europei cu un raport și el va fi discutat în public. Ia că te invit profesorii, internetul acum e la fiecare pe masă și în buzunar, să citească acest mare și stufos document și să ne vedem acolo drepturile noastre cum ar trebui să fie realizate în zilele de astăzi. Da, este război și cu mare durere ne amintim și de cei care cad, de românii noștri care cad pe front, dar nu putem să nu milităm pentru limba noastră în școli. Aceasta este datoria noastră tuturor, cei care suntem încă în activitate, și datoria celor tineri care vin după noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să-i putem pomeni din neam în neam. Vasile Tărățeanu, Ilie Zegră, Ilie Luceac, Vasile Levitsky și toți ceilalți pe care i-am cunoscut și care i-am cunoscut doar din operele lor. Veniți acum, domnul Sorin Ursan de la Clit, județul Suceava. Poftim. Da, mulțumesc. Bună ziua, dobrý den. Ia vitrita, vit românii. Там у наше село, се скаже наши люди. Шо украински, наши люди, се скажем, наши люди. Адика вамини нош. Та скажем там. Я учимся в Бухарете по-украински від мой гіда. Мой гіда робив армії, коли до Черниці, коли Черниці були до Румунії. Та й май знаю трошки, не маю з ким ворби Бухарете, да. Per, vă descurcați. Da. Așa. Acum încerc să, eu știu, să readuc în memorie, oricum memoria rămâne vie și va denui în această formă domnului Tărățeanu, pentru că am avut onoarea și plăcerea să-l cunosc și să-i fac o surpriză, zic eu, unică.
și de atunci am rămas în relații foarte, foarte, foarte frumoase, ca să zic așa. Acum încerc să, eu știu, să retrăiesc acest moment, sau acel moment, dar cu memoria vie la persoana și la personalitatea dumnealui și a celorlalți care nu mai sunt printre noi, vie să le fie amintirea și vă rog să dăm drumul la... Este vorba de o arie a speranței. Vitalie Zigrea, reporter la mai multe posturi de radio și televiziune din Moldova, România și Ucraina. Poftim! Bună ziua! Bună ziua tuturor! Mă aflu pentru a doua oară la Sinăuți. Am fost atunci când regretatul poet Ilie Tudor Zegrea și-a sărbătorit jubileul aici, la școală. I-am cunoscut și pe Ilie Tudor Zegrea, și pe Vasile Tărățeanu, și pe Ilie Luceac. Aveți într-adevăr acești trei fii cărora astăzi le-ați dezvelit această placă, trei fii deosebiți. Am realizat în această dimineață un reportaj despre acest eveniment pentru Radio Matinalul de la Radio Moldova și pentru emisiunea Acasă și în Lume. Și mă gândeam în mintea mea cât de frumos ar fi, știu că nu e atât de simplu, dar acele căsuțe în care au crescut acești fii ai neamului nostru, cunoscuți nu doar în Bucovina, dar și în întreg spațiu românesc, să devină în timp case memoriale. Veți fi cel mai bogat sat cu cele mai multe case memoriale aici, în Bucovina și în întreg spațiu românesc. Casa memorială Ilie Tudor Zegrea, Casa memorială Vasile Tărățeanu, Casa memorială Ilie Luceac. Să știți că veți fi și cei mai bogați, veți avea și cel mai bogat sat cu cei mai mulți turiști care vor veni aici să vadă aceste locuri, să depună o floare și să se bucure, pentru că toți acești fii ai satului sunt cunoscuți, nu doar la noi în Bucovina, dar și peste tot unde se vorbește limba română. Vă felicit pentru că sunteți un sat. Poate nu aveți palate, dar aveți cei mai bogați oameni care ne-au reprezentat și pe noi, cultura neamului și bucuria acestui pământ de a vorbi și de a gândi în limba română. De bune aici coșul, vă mulțumim foarte mult. Dă-te la mine. Așa, mulțumesc. Orchestra este căutată. Așa, orchestra este căutată. Vreau între timp să aduc sincere mulțumiri doamnei director Elena Panciuc, întregului corp didactic al liceului, tuturor copiilor, pentru că noi cu toții știm ce înseamnă să organizezi un eveniment de măsură. Și astăzi ei au fost la nivelul cuvenit, au fost la cel mai înalt nivel și domnul Constantin Vorbomanu, din partea mașinii cu poieți de la din partea mașinii cu poieți venită de la Suceava, așa, domnul Vasile Bâcu din partea președintele societății pentru cultură și literatură română în Bucovina, Mihai Eminescu. Vreau să mulțumesc din inimă și din partea tuturor a dumneavoastră părintelui Baruch Oleg și părintelui Radu Ilaș, care a venit tocmai de la București pentru a înălța rugăciuni într-o pomenire a acestor mari personalități
ale culturii românești, cum am scris noi acolo, fiii satului Sânăuț și ai neamului românesc, și tuturor dumneavoastră care în această zi de duminică ați venit să fiți împreună cu familiile. Poate cineva este din sat, poate cineva dorește. Cine? Păi, dar eu nu pot să o aduc cu de Africa. Sora domnului Zegrea. Poftim! Ce pot eu să spun? Ce doriți aceea de spus? Sunt un pic emoționată cu ocazia asta, dar îmi amintesc cum a fost. Copilăria a fost, am iubit foarte mult cărțile, să spune, este doală pe vânt de unde putea și el să scrie, dar mai punea la treabă. Hello!